În perioada imediat următoare scrierilor Noului Testament, o perioadă dificilă pentru creștini din cauza persecuțiilor lansate de autoritățile romane, s-au remarcat o serie de intelectuali creștini care au început să pledeze pentru creștinism prin scrieri, așa numitele apologii. Între cei mai importanți apologeți vorbitori de limbă greacă se numără și Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Născut în Flavia Neapolis, fosta cetate Sichem din Palestina, într-o familie nobilă păgână, Iustin a avut o pregătire intelectuală aparte. A frecventat diversele școli filozofice, însă niciuna nu i-a împlinit căutările spirituale. S-a apropiat pentru o vreme de platonism. Totul a luat sfârșit într-o zi când, în timp ce se plimba pe malul mării, un bătrân l-a convins că platonismul nu poate mulțumi sufletul unui om și l-a îndemnat să citească profeții, singurii care au propovăduit și anunțat adevărul. O lumină s-a aprins atunci în sufletul și mintea lui Iustin, iar el a început să cerceteze scrierile profeților care anunțau venirea lui Hristos. Căutarea sinceră a adevărului l-a dus la credința creștină, singura filozofie sigură și folositoare, cum o numea el. Un alt factor care a contribuit semnificativ la convertirea lui Iustin a fost curajul de a sfida moartea pe care l-a văzut la martirii creștini. Eu însumi, își amintea Iustin, găseam plăcere în scrierile lui Platon și atunci când auzeam vorbindu-se rău despre creștini. Dar văzând că nu arătau nicio frică în fața morții și a tuturor celorlalte lucruri care inspiră groază, m-am gândit atunci că aceștia nu pot fi răi și iubitori de plăceri. După convertirea sa, care a avut loc cel mai probabil în Efes, Iustin și-a dedicat întreaga viață apărării credinței creștine. Îmbrăcat într-un palium, la fel ca filozofii greci, a început să călătorească precum un învățător itinerant, apărând și propovăduind pretutindeni creștinismul. A ajuns în Roma, în timpul împăratului Antonin Piul, și a fondat acolo o școală creștină, între studenții căreia s-a numărat și Tațian. La Roma, Iustin a întâlnit un critic vehement al creștinismului în persoana filozofului cinic Crescens. Sfântul Iustin a fost un autor creștin prolific. De la el se mai păstrează două apologii, una adresată împăratului Antonin Piul și una adresată senatului roman, precum și un dialog cu un învățat iudeu pe nume Trifon, foarte probabil același cu rabinul Tarfon menționat în Mișna. Pentru curajul mărturisirii sale, în anul 165, în timpul prefectului Junius Rusticus, Sfântul Iustin filozoful a fost decapitat împreună cu alți 6 ucenici creștinei săi.